Vara este perioada concediilor și a distracției, iar agențiile de turism vin în întâmpinarea celor care doresc să petreacă un sejur de vis cu oferte care mai de care mai atractive. În ultimii ani, românii au fost interesați de croaziere, un pachet city break sau de vacanțe pe litoral, iar tendințele par să se păstreze și în acest an. În sezon estival, operatorii de turism scot pe piață cele mai atractive oferte pentru megidieni. Care sunt destinațiile de vacanță preferate de români în 2018? Pentru 2018, destinațiile preferate ale românilor rămân plajele. Atât cele autohtone, adică din România, care continuă să atragă turiștii, valuri de turiști, prin festivalurile organizate la malul mării. Al doilea tip de vacanțe pentru care optează românii sunt drumețiile. Cele mai căutate trei destinații anul acesta sunt Barcelona, Lisabona, Palma de Mallorca. Acestea excelează pentru prețurile, pentru costurile biletelor de avion reduse. Costul unui bilet de avion către aceste destinații variind undeva la 200 de euro. În topul celor 5 preferințe ale vacanțelor, Roma se află pe locul 5 și rămâne cea mai ieftină dintre destinații. Costul unui bilet fiind undeva la 115 euro de persoană. Anul acesta, față de anul trecut, când românii preferau Londra sau Parisul, ei optează către destinații de vacanță spre cu ieșire către Marea Mediterană sau Oceanul Atlantic. Care este perioada cea mai solicitată? Cea mai solicitată perioadă a unei vacanțe este în luna iulie, respectiv august. Chiar și luna septembrie, având în vedere că în această perioadă sunt prețurile mai reduse. În anii trecuți, Turcia, știu că era la mare căutare, Grecia, acum... Și anul acesta rămâne, Turcia, Grecia rămâne la mare căutare pentru vacanță, dar mai există și o altă destinație preferată, Spania, da, Las Palmas, chiar și Gran Canaria ca și destinație. Ca și în anii trecuți, Turcia și Grecia par destinațiile preferate de cei care aleg să-și petreacă concediul peste graniță. Însă agențiile de turism vin către megidieni cu o ofertă foarte bogată pentru toate categoriile de persoane și pe toate destinațiile. În general, oamenii când își achiziționează o vacanță de la dumneavoastră din agenție, ce preferă? Pachetele ultra all-inclusiv, să rămână numai în resort, să meargă să viziteze și, eu știu, țara? Care sunt, mai ales pe perioada verii? Pe perioada verii, da, se preferă pachetele ultra all-inclusiv, all-inclusiv sau depinde de tipul de pachete ale destinației respective. Ei optează foarte mult și pentru a vizita
și pentru a vedea culturile țărilor respective. Operatorii de turism ne sfătuiesc că atunci când ne hotărâm să plecăm în vacanță, să avem răbdare și să ne adresăm specialiștilor. Aceștia ne pot recomanda cele mai bune variante pentru perioada și bugetul alocat concediului.